Cum te-a găsit acest an? Cu febră, 38,5, 39. N-am mai făcut febră de când eram mică, dar este timpul să încerci chestii pe care le-am încercat de mult. Dar a fi bine. Ai luptat cu gripa aceea urâtă. Toată lumea a făcut tot. Dar altfel, mindset-ul meu de învingător și de un an fabulos, așa cum simt că va fi, nu a fost doborât nici măcar de această intrare mai puțin eroică și epică în 2023. Dar o să fie bine. Setezi anumite lucruri în funcție de cum îți dorești să iasă? Că ai spus că tu presimți că anul acesta va fi unul bun, chiar foarte bun pentru tine. Nu, ar fi cazul, că dacă mă supăr, mă supăr rău, că eu așa trebuie. Anul trecut a fost mai prost, deci cumva pe legea compensării a trebuit să fie bun. Cum reușești să te menții în formă? Știu că tu mai ești și adepta dietelor. Da, am și sunt. Dar acum când sunt pe o dietă, deci tocmai când sunt cea mai disciplinată, nu se vede deloc. Deloc. Dar asta e. Adică, nu, mănânc mai puțin decât altă dată, se pune mai ușor absolut orice gură din orice și ca slăbești, efectiv, trebuie să te chinui ca ai sus pe cruce, ceea ce... Nu. În ce perioadă a vieții tale te-ai luptat tu cu kilogramele în plus? Au fost periodic etape când... De obicei, majoritatea excceselor astea scăpate sub control s-au întâmplat în perioada de dezechilibre emoționale. Uite, de exemplu, când după ce l-am pierdut pe tata, la foarte scurt timp l-am pierdut și pe bunica mea și n-am mai înțeles nimic ce se întâmplă. A fost o perioadă super haotică și m-am greșit foarte mult în perioada aia.